Am ajuns în muzeu, Muzeul American de Istorie Naturală. Eu nu știam treaba asta, că bate vântul în spațiu. Wow! Wow! Deci cine a văzut filmul Night at the Museum trebuie să vină să vadă. Extraordinar! Extraordinar! Wow! Incredibil! Deci cred că are 20 de metri înălțime, dacă nu mai mult. Wow! Dragi prieteni, momentul adevărului. Eu întotdeauna mi-am pus întrebarea, oltenii, moldovenii, ardelenii, din ce se trag? Din ce se trag? Ăsta care e mai drept așa s-ar putea să fie ardelian. Cred. Stați așa să vedem. Ăștia la cum arată, cred că sunt rușii. Ăștia erau moldoveni, oare, mă? Familie de olteni în câmpia română, acum 7 milioane de ani. Om al străzii. Olivia, relax. Asta ci că e omul modern. Dacă ne uităm cu atenție, aici are și un chip. I-a băgat Bill Gates un chip. O, ce căpățânare asta. Da, deci ăsta e primul mâncător de șoric. A tăiat porcul și mănâncă șoric acum. Astea sunt picturi rupestre. Este un meteorit adevărat, l-au adus din Groenlanda, are 34 de tone și e fier, fier pur. Oare cine s-ar bucura de ăsta la fier vechi? Să-l ducă un pic pe la fier vechi. 34 de tone. Da, deci ăștia sunt verișorii noștri. Ia uite. Well, I think you can see a little.
Astăzi vedem animale împăiate, mâine mergem la zoo și vedem animale adevărate. Familia omonidelor și aici sunt primatele. Deci noi așa arătam acum câteva milioane de ani, da? Deci băiatul ăsta cu dințișorii ăștia, tu dai seama ce făceau mișto prietenii lui de el când îl vedeau cu dințișorii ăștia? Asta zici că e beat. Mateo, uite ce fasole are asta. Ai văzut ce fasole are? Ce nasos e, fii atent. Oh, mișto, astea sunt casele, așa locuiau indienii, tati, vezi? Amerindienii, în case din astea, așa, long houses. Fii atent ce mari erau, ia uite! Ia uite, bă! Uite, arcuri, săgeți! Asta e năvod! Au, Olivia n-a văzut sticla și a dat cu capul! Ok, e ok! Să nu spargă ce, capul sau sticla? Gucci, Armani, Chanel, Moschino, Tommy Hilfiger. Da, Canada Goose. Macaj, Ruțac, Parasuco. Vezi, ăsta are pantalon, dar nu sunt pantalon, că nu vin în jurul taliei. Foarte interesant. Uite și un canoe. Era făcut din coajă de plop. Ăștia sunt indieni, ia uite ce fain. Oare ăștia aveau muzică populară, ascultau Maria Tănase? Oare mergeau la colindat? Oare tăiau porcul ăștia? Uite ce clop are ăsta! Uite bă, ăsta e moldovean, ăsta mergea cu ursul de... cu sorcova, de anul nou. Da. Uite pe Sacagawea. Asta e Sacagawea. Uite și ăsta e din ăla de căra copii, vezi? Bebeluș. Da? Sacagawea Movie. Sacagawea Movie? Da. Unde e? Unde e? Păi nu știu, hai să o căutăm. Hall of Pacific Peoples. Uite ce interesant. Aici o găsim pe Moana și pe Maui.
Wow! Uite un totem din insula Paștelui. Da. Ce e aici, Olivia? Enzu bebele! Struț! Mama, tata! Olivia, easy. Azi. Nu acum. T-Rex. Da, sunt animale împăiate, tati. Adică sunt animale adevărate. Ce fi statuie? Păi sunt statui ca să le poți vedea tu. Nu e voie, nu e voie. Jack Rabbit. Ursul negru. Lupii. Ce să știa, mă? Skunk. Skunk and Cocoa Missile. Mistle. Alaska Brown Bear. Deci toate animalele astea sunt împăiate. Deci nu sunt tablouri, sunt animale împăiate, toate. Incredibil. Bizon. Ce e acolo? Căprioarele? Familie de castori. Lynx. Incredibil, incredibil ce frumos, ce frumos sunt expuși. Ia uitați jderul!
Da, aici era o perlă. Cât China, probabil. Este un calmar gigant, cred că. Extraordinar. Impresionant. Uite, balena, Mateo, balena! Aceasta e o balenă, dimensiune reală. Extraordinar, extraordinar, incredibil. Îți place, tati? Da! Olivia, îți place? Da, foarte mult! Da! Woo! Olivia! Ai răbdare! Ok, Mateo, Olivia. Sturioni. Toate limbile pământului aici, în muzeul ăsta. Toate limbile pământului.
Mamă, ăsta e un trunchi de copac sequoia. Senzațional. Senzațional. Wow. Ăștia sunt exploratori care au explorat Polul Nord și Alaska și Polul Sud, ia uite. Ăștia au mers la Polul Sud, vezi? Senzațional. Uite, Antarctica. Nu tati, ăștia sunt figurine. Am ieșit din muzeu, suntem rupt de foame. Am venit la băiatul ăsta aici. Street food. Nu e exact ce-mi doream, dar că sunt niște vendors care vând sausage făcut așa ca lumea pe grill. Do a good job. You're gonna be online. Da, muzeul trebuie văzut neapărat, pentru cine vine în New York merită toți banii. Chiar merită toți banii. Ne-a spus ghidul că sunt 20 de clădiri diferite, interconectate. Deci e absolut gigantic muzeul ăsta, poți să stai o săptămână în el. Mâncăm un dog și mergem un pic în Central Park.